adevărul. Cuvântul tău, o Doamne, adevărul și Duhul Sfânt pe care mi l-ai dat. Așa cum mi-a învățat Mântuitorul, căci adevărul mi-a răscumpărat. Veniți, deci, ca să spunem adevărul, căci adevărul liber a făcut. Așa mi-a învățat Mântuitorul, pe aceea care în el s-au încrezut. Aceasta este calea cea curată, pe care cei neprihăniți s-au dus. Viața, adevărul fără pată și calea veșniciei, Iisus. Deschide, Doamne, ochii prin credință, să vadă frații adevărul sfânt, să ne întoarcem toți la pocăință și să trăim cum scrie în cuvânt. Pe munte sus, în slava fericirii, vor locui doar cei adevărați. Când noi din inimă vestim cuvântul și adevărul îl vestim la frați. Minciuna iași de făcătoria e uniforma celui mincinos. Oricine nu trăiește adevărul îmbracă haina celui păcătos. Dezleagă-te de lanțul rugiunii și spune adevărul tuturor. Să ne lăsăm de patima minciunii, căci mincinoșii în pedeapsă mor. Căci numai dacă noi iubim minciuna și mai privim spre ea și tu și eu, nu vom intra în țara fericirii, căci adevărul sfânt e Dumnezeu. De vom intra la nuntă fără haină, de vom intra la cină dezbrăcați, cuvântul cel adevărat ne spune, vom fi luați și afară aruncați. Vă amintiți de pilda cuvântașii, de omul care nu s-a pocăit, chiar dacă vii și stai în adunare, de nești sincer, vei fi pedepsit. Așa că Anania și Safira e soarta celor care vor minți în fața adevărului cel veșnic, toți mincinoșii se vor prăbuși. Nu-i glumă, frați, minciuna e fatală, doar adevărul ne mai spăvi. Minciuna e o cursă, e o momială, iar îți oferă bani și bogății. Iar martorul cel mincinos rămâne să fie judecat și pedepsit în marea zi, în ziua care vine, cu toți aceia care au mințit. Căci prin minciună vechea Izabela, prin martor mincinoși, ea l-a ucis, pe acel Nabot, pe omul fără vină, luând viața după cum e scris. Și bietul Iosif, pus în lanțul grele, în temnița a stat și a suferit. Din cauza că femeia păcătoasă, pe Potifar în față l-a mințit. Și vai ce mulți copii iubesc minciuna, mințind pe tatăl și pe mama lor. Dar mincinosul minte totdeauna, indiferent copil e sau major. Și ce avagi, chiar și credincioșii, se mai ascund, că doar n-o fi păcat. Se mai cresc și ei cu mincinoșii și le declară tot ce-au câștigat. Și câte învârteri și de desulturi se fac alegeri libere, să știți. Dar cum se poate unii prin minciună să stăpânească peste pocăiți? Minciuna însă n-are temelie când bate vântul se va clătina, căci ea se înalță numai din mândrie, ea nu rezistă, se va supera. Și ce folos de cele adunate, când adevărul nu l-ai apărat, sărmane om, chiar te-ai avea palate, pe mincinoși, vrăjmașul ne-a înșelat. Iisus a zis, pe calea pocăinței, tu, frate, vei ajunge mântuit. Minciuna zice, luptă-te cu alții, căci doar așa vei ajunge vestit. De ce să stai în praf, în umilință, când poți să stai pe scaune de noi? Dar mântuirea-i numai prin credință, nu-i prin onoarea dată de popor.
fățărnicia, frate, și minciuna, iar i-a înșelat pe atâția muritori. Ei au văzut pe veci, pe totdeauna, ei au murit, chiar de urcatul lor. Bărbatul care și-a mințit soția, soția care a procedat la fel, judecătorul care închide ochii, tot mincinos e declarat și el. Și vai ce mulți se ascund pe minciuna, căci adevărul pare îngropat. Zic mincinoșii care se adună, ca minții n-ar fi așa păcat. Dar tatăl ei nu-i adevărul, frate, minciuna e unealtă celui rău. Prin ea vrășmașul nostru ne desparte de pocăință și de Dumnezeu. I-ai știut aceasta și ai iubit minciuna, ești cât se poate de greșit, de laș. Chiar dacă vii și stai în adunare, cu adevărul tu te faci vrăjmaș. Dezleagă-te de lanțul răciunii și spune adevărul tuturor, să ne lăsăm de patria minciunii, căci păcătoșii în minciună mor. Ea este soră și gulăcomia, căci pentru bani se strecoară minciuni. Ea ne aduce în suflet de mândria și atâtea alte patimi, strigăciuni. Ea stă ascunsă în haine foarte fine, de ești atent o poți descoperi în omul care înainte-ți vine cu vorbe dulci, cu prefăcătorii. Dar oricât ți-ar spune el din carte, îl vezi că-i rece, că e prefăcut, și adevărul stă de el departe, căci adevărul-i sfânt de la început. Un adevăr e dragoste, căldură, minciuna-i rece ca și înghețar, chiar dacă îți spune multe din Scriptură, îl vezi că-i rece, nu e niciun har. Vedeți pe câte laturi ne-a dat, minciuna cea de viacul, război. Să minci tu, să minci eu, leacul, minciuna mea se ține după noi. Te îngrozește parcă adevărul, când ne arată tot ce e murdar. Dar mântuirea nu-i prin iscusință, doar adevărul ne aduce har. Căci nu averea, titlul sau onoarea ne duce în cerul lângă Dumnezeu, ci pocăința, dragostea, răbdarea și adevărul cât ar fi de greu. Dar nu înțeleg sărmanii prefăcuții, căci trebuie întâi să ne smerim. Iisus Hristos ne poruncește astăzi să ne întoarcem, să ne pocăim. Hristos în fața lui Pilat răspunde și la preot adevărat le-a spus, cu prețul vieții Domnul nu se ascunde, căci El e adevărul sfânt de sus. Ce facem noi trecând prin încercare? Vom spune adevărul sau mințim? Minciuna este, știți, și lepădare, de frica morții noi tăgăduim. Apostolul s-a blestemat pe sine, că nu-l cunoaște, însă a mințit. Și doar atunci când a cântat cocoșul de Domnului din nou și-a mintit. Nu poți cu firia, dând cu pumnul frate, să biruiești minciuna celui rău, căci spăvirea noastră, din păcate, e prin Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dar ce e rău e că împotrivirea ne poartă lanțul greu de biruit. Când omul vrea cu mintea și cu firea să lupte și să fie izbăvit. Sărmanul Petru s-a convins la urmă că vitejia nu e un bunal, căci numai Domnul ne va trece marea și vom ajunge dincolo de mal. Nu mai știrbiți lucrarea mântuirii cu tot ce e sfăin și omenesc. Lăsați-vă de faptele firii și cereți harul Tatălui Ceresc.
înghețare din popor, să cerem, frați, puterea înălțimii, să cerem de la Domnul ajutor. Să ridicăm ologile pe vatră, prin Duhul Sfânt, așa ca la început, să schimbe Domnul inima de piatră la toți aceia care au crezut. Să scoate banii toți din adunare, cu cei ce vin cu prefăcătorii, să cerem de la Domnul deșteptare, să ne trimită ploi într-o zi. Ne-am săturat de cloaca cea amară, de ape tulburi care îmbolnăvesc. Avem nevoie de lumină clară și de puterea Tatălui ceresc. Veniți să spunem lumii adevărul, să spunem și la frați ce-i de făcut, să ne întoarcem la Mântuitorul, la dragostea din tâi, de la început. Să stăm în așteptare și veghere, că-și Domnul vine, fraților, curând. Să stăm în așteptare și veghere, în adevărul Domnului umblând. Te poți lăsa sărman de niciuna, e foarte greu, dar cere ajutor. Căci adevărul ne va da cu lună, dar păcătoși niciuna mor. Și vai în câte feluri să mai mire, mincina e un mare dicționar. Și glumele sunt urmici înscolite, aruncă-le, te rog, din buzunar. Și predica din prefăcătorile să mă iertare, iar nu revarsă har. Sărmanul om se luptă și nu știe că-și toată truda lui e în zadar. Și rugăciunea și cântarea, frate, doar de pe buze n-are mărie. Din inimă lucrările predate, aduc de sus, dumnezeiești puteri. Precum se vede, omul vechi e ciumă. El este condamnat la stignit. De fapt, păcatul care îl suprumă, acesta trebuie și pedepsit. Dar nu, îl punem la altar să strige. Îl respectăm pe omul cel firesc și cerem adevărul să ne deie, dar vieții oameni nu se pocăiesc. Și uite așa, nădejde înșelătoare, e masa noastră deseori, să știți, că-și ne hrănim cu lucruri pieritoare și ne înșelăm că suntem mântuiți. Vorbim adesea și despre răpire și slava în care o să locuim, da, dar pocăința pare rătăcire, că-și nu ne place să ne pocăim. Că vin vreau, apul e subțire. Cum vei străbată știe Dumnezeu? Voi, frați burceți, Iisus Hristos vă spune că veți ajunge în cerul foarte greu. Și cei săraci, mai mici și ei de frică, și caută adăpostul mâncenii, nu prin minciună omul se ridică, ci când înalță sfinte rugăciuni. Precum se vede, nu-i nicio scăpare în care noi o dintre vom găsi, căci nu există ascunziști de soare în care noi scăpare vom găsi. Și apoi, de ce să fugi când Domnul cheamă? Să ne lăsăm de lanțul cel străin, căci unii strigă ajutor, salvare, dar de minciună încă se mai țin. Deschide, Doamne, ochii prin credință, să vadă frații adevărul sfânt, să ne întoarcem toți la pocăință și să trăim cum scrie în cuvânt. Și atunci, nădejdea nu ne mai înșeală, când noi, prin Duhul, suntem ancorați, în locul unde nu e îndoială, în locul sfânt, cu acei răscumpărați. Afară vor rămâne păcătoșii și toți ce-au iubit ce-i păcat. În ceruri vor ajunge credincioșii ce adevărul sfânt l-au apărat.